Dragilor, am mare bucurie să vă spun că următorul colind urmează să-l cântăm împreună cu o voce minunată, așa cum a fost și cea de mai devreme. Mi-a place foarte mult să fac colaborări cu tinere speranțe și sper din toată inima ca aceste mici momente de amintire să conteze în venirea lor. Doamnă și domnul, ea este Anton Antonia. Nu-i așa, că noi brăileni știm să cântăm și din tot sufletul. O ce veste minunată! Nu cântăm noi toți. Asta vă ghesc, nu cântăm noi. Hai că nu mai aproape de tine, pot?
Ați mâncat în seara asta. Nu mai serios. Niște furs de cu ce? Să ține post, m-am înțeles. Fără lapte și din asta. Din asta de post. Da? Hai să vedem. 1, 2, 3 și... Minge! Și doamna și foarte frumoasă mai sus, dar numai fete frumoase aveți aici în Brăila. Așa stat. Păi de-aia zic că încercam și eu să-mi iau un reper, dar tot este frumoasă. Nu. Deci așa, asta e cigărâne unde facem paste. Da? Pam, param, 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 ia să văd. Param, param. De aici face, da? Param, 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 param. Vă aud toate voi, da? Param, 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 param. Și facem corzile, nu ne zice coardele? Da, o să zic corzile seara asta. Param, 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 param. Continuați, că ne pierdem fundația dacă nu mă temem cu asta. Param, param. Bye.
tuturor ultimele fire ale calendarului, privind retrospectiv la cei ce au făcut posibile concertele noastre ale Filarmonicii Lira George Cavadia și care ne-au sprijinit necondiționat. Vorbim, desigur, în primul rând despre Consiliul Județean Brăila, care recunoaște valoarea și îi dă șansa să evolueze. Mulțumim Primăriei Municipiului Brăila, sponsorilor, noștri Titan Holding, SC Agricost S.A., Șantierul Naval VAT Brăila, Farmaciile Iris, Agro Periland, Pantronex, Toyota Brăila, Club Rai, Hotel Saint Germain și Seroplan Brăila, care au crezut în noi și în schimbarea pe care o putem aduce în viața culturală a Brăilei. Mulțumiri aducem și partenerilor de specialitate și partenerilor media, care ne-au promovat evenimentele și ne-au dat încrederea că drumul pe care suntem este unul bun. Mulțumim dumneavoastră, publicului, care răspundeți chemării muzicii. În ultimul rând, mulțumiri micii, dar mărinimoase echipe a Filarmonicii Lira George Cavadia, care reușește să transforme fiecare eveniment într-o reușită și fiecare concert într-un zâmbet. În speranța că ați savurat acest concert și că am reușit să înnobilăm acest moment prin muzică, prin muzica propusă, vă oferim lucrările Dorul de Stin, Hai Române, compusă de Paula Selling, Colindiță Sfântă, compusă de asemenea de invitata serii, în colaborare cu Ducu Berții, epilogul serii fiind unul triumfal în acordurile lucrării Tadeschi March, opus 228 de Johann Strauss. Vă dorim sărbători fericite și un an nou, așa cum vă doriți, dar desigur, alături de noi, Filarmonica Lira George Cavadia Brăila. Aș vrea cu mare drag să invit în scenă grupul de backing vocals, grupul vocal al Filarmonicii Lira, George Cavadia. Este un grup tare frumos, care pentru mine a fost o revelație în seara aceasta. Aplauze! Și acum, maestre, îmi dați voi doar să povestesc două cuvinte despre cântecul următor. Pentru că m-am gândit tot ce să nu zic bancuri, dar pot să vă povestesc despre piesa următoare. Care pe mine m-a urmărit de-a lungul timpului de multe ori. Dacă bine mă amintesc, chiar și aici, pe această scenă minunată alături de orchestra filarmonică, am auzit cântându-se valsul numărul 2 de Șostakovici. Îl știți, nu? Vreți să-l cântăm un pic? Thank you.
E un moment surpriză. Am fost în foarte multe locuri în acest sfârșit de an. Și pentru că împreună cu echipa mea am simțit mai tare și mai puternic ca niciodată dorința de a ne manifesta mândria și iubirea pentru neamul nostru cu ocazia zilei de 1 decembrie, am lansat împreună cu echipa mea, tot Alexandru Gorgos este vinovatul, care a scris piesa Hai Român. Deci este o piesă dedicată acelei părți din lumea voastră care se simt mândri pentru toate valorile pe care România le-a dat în lume. Și nu scuțin. Oricine și oricât încearcă să pună grească uneori ceea ce avem noi, nu are cum. Pentru că sufletul românului este atât de luminos și atât de deschis și atât de frumos, încât răspate dincolo de orice noapte. La 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 la.
fiecărui muzician de pe scenă, al filarmonicii, alături de maestru dirijor, alături de concert maestră. Vă mulțumim din toată inima și alături de cor, de fetele acestea frumoase, de balet, ați văzut ce frumos au dansat pentru voi, au valsat, au umplut scena, de maestru de lumini, de strunet, ca să nu mai zic de voi, orchestra noastră extinsă, care ați cântat minunat. Și de atât mă redacte, v-ați văzut ce frumos s-a proiectat de lucru și frumos. S-a făcut? Să știți că m-au angajat să-l spun pe toți. Glumesc, evident. Dragii noștri, vă mulțumim că ne-ați ascultat. A fost o onoare să cântăm pentru dumneavoastră. Sperăm că v-am purtat așa în zone frumoase, pe aripi de lumină, în prag de sărbătoare. Să fiți binecuvântați, să vă dea Dumnezeu tot ce mai bun. Și acum Andreea stă în timp cumva cu colindiță scântă, dacă mai vreți să vă mai cântăm. Noi mă cântăm, dar deocamdată până aici. Nu zic nimic. N-am zis nimic. Așa mai zic. Colindiță sfântă, vă oferim din toată inima, cu toate gândurile bune și sărbători binecuvântate și tot binele inimile. Vă iubim! Hai, Morinda, politica.
fost bine, nu? Să aplaudăm pe Paula Astelin. Te mulțumim că a venit la Brăila, care a venit la Brăila. Să înțeleg că acestea aplauze anunță un disc, nu? Felicităm dansatorii de la Valentina Dens. Și nu în ultimul rând, dați-mi voie să mulțumesc și să felicit această orchestră minunată. Orchestra de cameră a Filarmonicii Lila, George Cavadia. Acest concert, această strădanie, este făcută, cum se spune, din rândul nostru, din rândul brăilenilor. Avem aici brăileni, gălățeni și din alte orașe, dar în mod special cu forțele proprii. Asta trebuie să ne mulțumească și să ne oblige în continuare să vă oferim cât mai frumoase și cele mai frumoase concerte. Vă mulțumim, public drag brăilean, și vă așteptăm la toate concertele noastre în continuare. Iarna, pe la uște, la vedere.
secolul adevăr, mulțumim Consiliul Județean, mulțumim primăriei, mulțumim tuturor sponsorilor, mulțumim partenerilor media și nu în ultimul rând, mulțumim partenerilor de specialitate. Vă mulțumim, dragi brăileni, și vă așteptăm